Fă-ți, nu mai mita, fă-ți personajul tău. A fost suficient. A avut mai mare valoare acea frază pentru mine, pentru că mi-a schimbat lucrurile care m-am uitat la viața. Din acel moment. Și atunci am devenit creativ și am avut o grămadă de mașini unelte, cum m-am învățat să fac de la frezare până la electronică, electronică până la nivelul de ortofizică, dacă vreți, datorită faptului că din clasa 3 eu n-am mai imitat. Dacă profesoarea desemna ceva în plan, eu făceam la mine în caiet în 3D. Adică încercam pe mine să aduc o... Atunci și înțelegeam și mi-am avut o abilitate de comunicare pe multe capitole, inclusiv cu film, inclusiv cu audio, inclusiv desen. Asta se creează într-un context în care ai șansă să te întâlnești, dacă nu ai șansă să te întâlnești pe omul, sau omul vine cu cortegiu, cum se întâmplă la mulți în ultima perioadă, care țin niște conferințe cu sălile ultra pline, unde a pus să pui mâna pe el și mai departe a plecat, te-ai văzut, da, am fost la conferință, l-am văzut pe ăla. Și, deci, nu trebuie să-l vezi, trebuie să ai interacțiune, trebuie să te plimbi printre ei. Și asta mi se pare un lucru care s-a însămânțat de vreo 30 de ani și acum au început să apară ca ei și dacă reușesc să și dă Dumnezeu să se întâmple, să am energia ca la anul, să întâlnim ce mi-am propus, eu mi-aș dori ca să-i adun pe toți acolo în zona care mi-am sugerat-o, ca să se cunoască între ei. Nu cred că ar fi fost bine să se cunoască mai devreme. Pentru că de-abia acum sunt cumva fiecare chiar foarte stabil, foarte istoria. Dacă vor face o dată sinteza și dacă găsesc prilejul ăsta de a comunica între ei acum, eu cred că facem un salt care nu-l pădurim nici în carca principiu. Pentru că oportunități sunt. Și oportunitățile nu vin în a reproduce ce fac și alții, a reproduce. Reproduce înseamnă a repeta o rețetă eventual făcută de alții, nu a reproduce, ci a produce. Și avem ce spune, acum avem o știință nouă în formare, avem tehnologii neașteptate, avem forme de legătură informațională, de câteva putem deveni și alte meserii decât cele din tatăl fiu, doctor, frezor, inginer, medic și alte lucruri. Putem să gândim cu totul altfel. Și ca ei, produce mai departe. Pentru că, cum să spun, deja nu mai sunt copii. Adolescența și, cum să spun, s-a ars și încă favorabil că au văzut o grămadă. Deci acum poate să se sedimenteze. Răbdarea e de alta. Nu mai e așa multe zăcarele în viață, că dacă mă uit pe harta lor ce au văzut, eu stau și mă întreb cum arată creierul lor structurat. Numai din mirosurile care l-au trăit, numai din imaginea care l-au văzut, numai când fac o hartă ce au văzut. Că nu prea cred că există undeva în zona exotică sau exotică să nu fi fost. Pe un om care are această capacitate și știe să comunice și cu oamenii și are și antreprenoriatul respectiv, este un factor care trebuie să fie mulți. Nu e cantitatea aici. Un singur om deja s-a poate să schimbe toată zona respectivă. Problema e alta. Cum să-i fac oamenii din jurul ei atenți să fie atentă la ea? Oamenii din societatea care ar veni să fie atenți la un personaj ca exemplu la problema este să fii atent și lumea nu e atentă. Ba din contră, sunt învățați, mai ales de mass media și nu am plătit chestia asta. La tabăra, prima tabără de fractale, am făcut-o la varianta în care am zis, cum ne să le atragem atenția asupra lumii, ce este în marketing modern. Și am scris, nu știu dacă vă faceți aminte, am scris fractal într-o formă cu niște litere așa de deformate și așa de colorate, încât era foarte greu să vezi cuvântul fractal, mai ales că era un cuvânt mai ciudat. Deci și cuvântul și scrierea nu te ajutau să decodezi ce acolo. Și am făcut un banner mare pus perpendicular pe șosea. Și aveam doi studenți care stăteau la colț și așteptau că era mare, că era plasa de prin fluturi. Și venea mașina care trecea pe acolo cu viteză mare, frânea, stătea neapoi, cine dacă scrie acolo. Și așa au fost, pentru că era totuși în zonă spre graniță, am prins câțiva profesori universitari mari din străinătate care au intrat și au descoperit că noi făceam fizică fractală. Și au rămas cu gura cascată în România, în No Man's Land, găsești oameni care sunt încă de fapt cealaltă școală de fizică fractală. Și am mai găsit pe, la Garena, pe, cum îl cheamă, cu festivalul de jazz. Noi făceam probleme de geometrie fractală, dar și probleme, de exemplu, de numere de aur și probleme de generalizarea formei și probleme de morfogeneză. Și făceam experiențe cu copiii și la un moment dat tot așa frânat se oprește și era Bata Marianov, era un sculptor care tocmai cumpărase vreo 3 sau 4 dealuri din zona respectivă și făcuse o tabără internațională de sculptură, dacă ce-ți aminte. Și a venit și a rămas cu gura căscată, că noi vorbim într-o tabără de ele, despre tal care n-au zise, dar vorbim de numere de aur, de structuri, de... și ne-a dat la el. Și toată lumea ne-a suit în ce-am putut și ne-am dus la el acolo pe dealul respectiv, a fost extraordinar și din clipa aia s-a creat acolo, inclusiv festivalul internațional de jazz, de la Gărână. Ca s-a născut din discuțiile astea. Din temuturi de o pandică pusă pe perpendicular pe șosea.
Asta nu te învață la management sau marketing, că dacă te învață aia numai ceva doar, că este băgată deja ca stereotipie. Asta trebuie să fie creativitate, să numește creativitate. Chestii trăznică, rezultate în joacă cu corp de copil. Și șmecherie să o vezi. Da, da. Întâmplă, se întâmplă foarte des, dar nu tot timpul recunoaște. Alte întrebări. Dacă nu sunt alte întrebări, în orice caz, aș vrea totuși să vină și Claudiu cu mine în față, să am bucuria de a fi împreună, pentru că, de fapt, partea de fizică, de IT și de nivel în alte ele. Și împreună au format o echipă extraordinară, sunt împreună de ani, de zi, erau împreună și care. Și erau minunați împreună și, cum să spun, când un el și o ea își găsesc afinități complementare la nivelul ăsta, dincolo eventual de bucuria de a fi împreună fizic, e fascinant. Dar da. Și să rezist atât timp împreună și să aibă aceeași bucurie că i-a cunoscut, parcă acum ne-am despărțit, înseamnă ca o mieză, un motor. Hai să căutați motorul, că motorul ăla e în fiecare dintre noastre. Motorul ăsta este dorința de a împărtăși și a explora lucrurile neașteptate. El a luat brevet și pe avioane mari, de imaginam eu, el care ne juca de electronica și de, cum să spun, de soft de nivel înalt, să-și aibă ambiția să dea toate testele a nebunie ca să conducă un Buick. Nici eu nu mi-am sincer, la momentul respectiv. Da, dar de-aia a demonstrat că toată problema este o limită aici și, adevăr, genetic. Cred că este și o problemă. Dar dacă tot e genetic și el poate, de să nu te ajut și eu pe lângă ei, aici mi se pare cea mai mare dramă. De ce? Vă dați seama, vă spuneam, există în neuroștiințe descoperirea că undeva în mintea noastră există niște neuroni, numit neuroni oglindă, care îmi creează niște stări emoționale ca și când aș fi trăit fenomenul. Deci dacă este un om care știți să facă comunicare reală, v-a făcut ea pentru că ea trăit ce a povestit. Ea n-a învățat aici. Ea a povestit în clipa în care ea povestește și alege cuvintele pe trăirile care le are să autentice. Dacă ea acum vrea să transmită cursul ăsta și vine cineva să ia notițe, să-l ducă mai departe, ăla nu se uită pe trăire, se uită pe schemă. Și nu mai comunică. Poate să comunice frumos, dar nu dă starea emoțională care neuronii oglindă o recepționează și electrizează sala. Deci, cu alte cuvinte, se întâmplă cam ceva de genul ăsta. Eu cred că ați trăit-o. Eu am trăit-o experimental și o confirm dacă o confirmați și voi. Dacă mergeți în străinătate și cu cât e mai Occidentul, mai Occidentul, mai spre America, de exemplu, o prezentare de genul ăsta are un impact extraordinar. Pentru că omul din față are un sens, pentru că el vrea să facă business. El are nevoie de oameni de genul ăsta. El are nevoie de oameni de idei. Și simte autenticitatea respectivă. Și mi-ar vine să-ți completeze ce ai nevoie. Nu vine să spună, nu așa te-ai făcut. La noi, n-a pus să spui, tu ai de 20 de ani experiență în domeniu, încerci să spui ca să faci un colectiv și în timp ce vorbești, fiecare derivează alt proiect și l-a spus, da, dar să spun eu, nu știu ce te-ai făcut, băi, trebuie să faci așa, băi, dacă vii la mine să spui. Deci e ca și când noi o să avem acel neuron oglindă, ca să ne ducem către starea respectivă, noi avem un negator, acolo punem un negator. Și aici avem un fel de invidie, nu așa, nu așa. Uite ce bine a fost. Deci în loc să ne apropiem de cei buni, ne îndepărtăm de cei buni. Și nu asta am făcut statistică, e statistică la nivel de atitudine generală și în special a profesorilor, care la rândul lor probabil o transmit fără să ne dăm seama. Și dacă tot știm diagnoza că avem o problemă, de ce să încercăm să o corectăm? Și de aceea, părerea mea, că sunteți aici împreună cu noi la cafeneaua asta, că vorbea. Eu, între ghilimele, o pierdere de timp, devin un câștig de timp doar dacă înseamnă că ceva ne unește. Și atunci, de-aia vă spun înainte de încheiere, nu e important ce se întâmplă în față aici, că aceea ce se întâmplă e pe internet găsit după aceea înregistrat. Important e cine e lider noastră. Uitați-vă în stânga, în dreapta, apropo de roboțelul, ați uitat în stânga, în dreapta. Să vă cunoaște între noastră, dacă toți aveți ceva și anumite probleme, înseamnă că aveți un viitor comun. Schimbați-vă anturajul de acasă ca să aveți mai multă dinamică de a putea discuta. Deci, automat, uitați-vă cine e în stânga, în dreapta, ca să luați numărul de telefon, discutați între noastră. Nu așteptați să vină cineva să organizeze turma. Că turma nu vă place. Se place ce-i la cine dracu, ia lasă, vă spune ce să faci. Selectați să formă asta. Aveți o oportunitate. Oportunitatea e mai mult de întâlnire între noastră decât cei în față. În față sunt perioade diferite, persoane diferite. El își văd treaba mai departe, să-ți fie mâine la avion, pleacă la Viena. Au probleme. Dumneavoastră rămâneți evident acasă, dar vă care rămâneți cu faptul că se poate și rămâneți că de noastră încă unul poate rămâne telefon și mai discutăm poate altceva. Asta cred că lipsește la noi, că restul avem. Presiunea e suficient de mare dată de sistem, nu avem multe soluții,
Nu mai avem sol, nu mai avem subsol, nu mai avem fabrici, nu mai avem producție. Servicii, se face numai servicii altora, e valoare mică de prioritatea mea și eu de văd o producție în sine, ca să stabilizăm în zona și producția poate să fie nu un lon, ci poate să fie altceva. Pentru asta le spun împreună cei care au avea șansa să proiecteze și alții care să materializeze. Și noi ne-am împărțit treburile. El are ideile, eu le fac. Este important. Și nu se supără nimeni. Că nu e unul mai preocupat decât celălalt. Că degeaba ai idei și nu ai materializare, și degeaba ai materializare dacă nu ai ideile în context, în context. Că ideile pot fi extraordinare dacă nu-i prea de vreme să facă lucru. Că trebuie să vină când trebuie, în consonanță, într-o etimologie socială și să ai niște, cum să, ori un har, ori un natură, ori să ții niște cunoștințe care nu se le-a gândit la școală. Că tot face niște cluburi, că nu se dă diplomă pentru asta. Pentru asta este chiar viața însă și diploma îți dă starea ta de satisfacție, ai diploma. Scriem în noi, nu scriem în afară. De aia eu nu prea mai scriu în afară de Facebook, nu prea mai scriu. Tărmacul, de ce nu scrii în cărți? Păi, e ca mesajul. Eu ce scriu eu, ce citește el, n-am nicio legătură. Deci, automat, e greu fără comunicarea asta pentru subtilități de anumit gen. Și atunci, într-un fel sau altul, mai bine scrie un oameni. Ne întâlnim, povestim, e ca și ne scrie într-un om. Mai bine scrie într-un om care duce mai departe decât să scrie într-o carte care sunt la. Stând singur acasă, nu se întâmplă nimic. Oamenii trebuie căutați, oamenii sunt acolo. Și dacă treci peste frica aia inițială de contact și ieși în lume, o să constați, dar la tine mă uit, o să constați că e ok. Și oamenii din jur te caută pe tine. Trebuie numai să faci primul pas, deci bună ziua. Numele meu este Andreea. Pe tine cum te cheamă? Prima știe asta foarte bine. Următoarea întrebare este, vrei să fii prieten? La vârsta aia copiii o fac intuitiv și o fac bine. Mai că o pierdem. Începem să fim dresați de societate, să fim mai precauți, să fim mai fricoși. E păcat, pentru că orice om din jurul nostru... Da, l-am deranjat. Orice om din jurul nostru are ceva de oferit. Trebuie numai să vedem ce. Mulțumim mult încă o dată. Vă așteptăm lunea viitoare cu...